Bună seara, stimați telespectatori, și bine am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cer Variabil. În această seară am fi avut alt subiect, dar am fost luați de evenimente. N-au trecut multe luni de la alegerile locale de anul trecut. Cei care au fost aleși primari se dovedesc că nu sunt în sincron cu populația localităților unde au fost aleși și se găsim mici revolte, mici revoluții ale locuitorilor din comune împotriva unui primar sau altul. Au mai fost cazuri, am înțeles că vor mai fi în județul Timiș nemulțumiri care se duc, așa cum am spus, la revolte, la mici revoluții. Astăzi avem o mică revoluție la Sacoșul Turcesc. Acolo un primar, primarul Coler, este ales de al patrulea sau al treilea, cred că al patrulea mandat. Un paradox, dacă ne gândim la ce se spune despre primarul Coler, despre ce s-a făcut în această comună, nu atât de mare, dar cu multe localități, 7 la număr. Deci comuna Sacoșul Turcesc este formată din 7 localități. Multă lume nemulțumită, am văzut și în campania electorală, dar când se trage linie, domnul Coler este primar. Un paradox, adică nu-l vrea nimeni, dar câștigă. Asta e problema, deci la urma urmei, a cetățenilor, a acestui sistem. Ați văzut, nu numai la Sacoș, și la nivel mai mare, la nivel național, lumea nu te vrea, dar omul rămâne pe funcție. Astea sunt legile, le respectăm, ne supunem, dar măcar le discutăm. Astăzi un drum județean a fost blocat de cetățenii, de foarte mulți cetățeni ai satului Uliuc, sat ce aparține de Sacoșul Turcesc. Motivul ar fi, și cel care a fost transmis și comunicat autorităților, prefectului care s-a deplasat acolo, starea proastă a drumului, impracticabil la urma urmei, către Uliuc. Este și iarna, a plouat, îngheț, dezgheț, drumul nu este o prioritate de astăzi sau drumul ăsta nu e stricat de azi de ieri, e stricat de foarte multă vreme. Nu s-a făcut nimic pentru a avea un drum bun către Uliuc. Cu toate mă gândesc că promisiuni din campanie electorală și așa mai departe, sau poate să fie invers, o să ne spună invitații din această seară, poate și ca o sancțiune împotriva localității Uliuc, ce n-a votat poate cu primarul Coler. În platoul televiziunii Europa Nova sunt puțini, să zicem, atât putem să invităm și noi aici, poate ar fi trebuit să n-am fi avut în platou loc câți oameni au participat la acest meeting, la acest blocaj de șosea, de drum județean, la această mică revoluție de la Sacoșul Turcesc. Este în platou domnul Șinca Gabor, consilier local din Sacoșul Turcesc. Bine ați venit, domnule Șinca. Bună seara. Domnul Vezure Ioan, un cetățean din Uliuc. Bună seara. Ne-am mulțumit, așa cam ca și toți cetățenii din Uliuc, nu? Da. Și domnul Romeo Papici, tot din Uliuc. Bună seara. Bine ați venit. Local. Domnul Șinca Gabor, am văzut că noastră este și consilier local, aveți minutele pentru a spune motivul micii revolte de la Sacoșul Turcesc. Problema cea mai mare a comunității e drumul comunal 154, care aparține de primăria Sacoșul Turcesc, care este practic în momentul de față pe o lungime de 7,2 km până în satul Unip, complet impracticabil. Orice salvare, orice mașină de pompieri durează mai mult de jumătate de oră până ajungem primul sat, în satul Uliuc. Nu mai există întreținere la acest drum. În fiecare
an se face câte o mică întreținere de o mică balastieră la drum, dar în rest nu se întâmplă nimic. Proiectul de finanțare a drumului a fost depus pe SAPARD și a rămas fără finanțare. Acum este depus pe măsura 322, dar tot fără finanțare. Și din bugetul local nu există bani pentru a se face acest drum. Este o primărie săracă cu un buget de doar 700.000 de roni pentru asfaltarea unui drum. Bun, dar e o problemă apărută azi ieri. Problema mocnește de mult. Efectiv, nu se mai poate circula. Primarul nu are nici măcar... De câți ani e problema asta drumului, domnule? Mă gândesc că în 4 mandate se puteau găsi bani, zic și eu așa. În momentul de față, pe raza Comunei Sacoș nu s-a atras nici măcar un credit european, nici măcar un euro. Pentru niciun fel de investiții, nici în drumul, nici în apă, instalații de apă, nici în canalizare, nici în after school. Deci, zero bani atras de la fondurile europene. Domnul Vezure, domnul Romeo, explicați-ne totuși cum a fost ales dacă în atâția ani nu s-a atras un leu de fonduri europene, nu s-a atras un proiect național, nu s-au atras bani și totuși domnul Coleri a ales primar. Explicați-mi de ce i-a ales atunci. Stăpânește două dintre localități de unde iasă numărul de voturi necesar să obțină majoritatea și el e mulțumit și restul localităților nu mai contează. Probabil că este și pentru localitățile astea a făcut ceva? În momentul de față, în Uliuc, UNIP, dacă... Nu, în localitățile unde vin voturile. La Icloda s-a asfaltat drumul comunal. La Icloda, drumul comunal 156 a fost asfaltat în urmă cu 4 ani și singurul drum care a rămas neasfaltat în momentul de față, că aparține de primăria Sacoș, e drumul comunal 154 de la Uliuc până la UNIP. Domnul Papici, de ce este domnul Coler de 4 mandate primar? V-a spus întrebarea. Mi-am pus-o de multe ori și nu pot să-mi dau seama cum poate să ajungă. Eu cred că este ceva care nu e explicabil. Deci toată lumea îl înjură, toată lumea vorbește de rău, dar dânsul tot iasă primar. Nu pot să-mi dau seama, nici eu. Domnul Vezure. Nu știu, cred că la primărie toți angajații care sunt la primărie îi trece printr-o așa o fileră, deci nu-l angajează dacă nu are o grămadă de rude în spate pe care să se bazeze la voturi. Indiferent ce angajat are în posturile care sunt aparțin de primărie. Dar ar fi multe? Cât să sunt, domnul? Aparatul administrativ al primarului în momentul de față sunt 22 de persoane. 22, 4, 5? 10, 15. În Sacoș sunt foarte mulți, au grad de rudenie și de acolo și pe aia se bazează. La Uliuc are o grămadă de nași. S-a dus nășit... Fini, adică, da, o grămadă de fini. Și... Ăștia care au fost, care finii lui domnul Coler au ieșit astăzi la... Nu, meeting. Nu înțeles că nu. Și la alegeri locale din 2012 au apărut pe liste suplimentare 365 de persoane cu flotante în raza comunei Sacoș. Deci era un paradox că la Icloda, un sac mic care în urmă cu 4 ani au avut 120 de voturi, acum au trecut de 260 de voturi. S-a dublat. Păi da, e o situație care nu ați sesizat-o, nu? A văzut-o nimeni, că așa a fost și în 2008, așa a fost și în 2004, nu știu. Deci la el e și cuțitul și pâinea în mână. El fiind la primărie și pe baza primăriei îi se dă o adeverință de la primărie și îi face buletin că îl primește nu știu cine în spațiu. Și e foarte simplu, nu-l poți contesta. Și pe listele permanente flotanții nu apar. Noi ne-am dat seama numai în ziua alegerilor, când deja a fost prea târziu, că au apărut pe liste suplimentare. Operațiunea de votare s-a încheiat. Votările s-au terminat. Ei, nu apar pe liste flotanții. Nu, deci pe listele permanente care au fost puse la dispoziție către toate partidele, nu erau flotanții. Flotanții apar separat. Asta a fost o diferență care a făcut... Diferența,
diferența dintre... A dus la alegerea domniei sale. Da. Diferența dintre primul și al doilea candidat a fost de 304 voturi. 316 flotanți. Da. Domnul Gabor, spuneți-ne, sunteți consilier local, aveți un cuvânt acolo. În momentul de față... De cât timp sunteți consilier local? La primul mandat? Nu, sunt la primul mandat. În momentul de față, Consiliul Local e format din 13 consilieri, dintre care 5 sunt ai Partidul Social al PSD-ului, 2 sunt al PPDD-ului și 6 ai PDL-ului. În momentul de față, noi suntem în minoritate. Deocamdată el face legea, el cum își face... Are 7 voturi. Are 7 voturi. PDL-ul plus PPDD-ul. Un vot de la PPDD și plus 6 de la PDL. Și tot ce propuneți noastră pică. În momentul de față tot pică, ce își propune el se votează. Bun, dar a zis că are neamul și nu-l iuc. Ea nu îl roagă să le facă drumul. Degeaba, nu se implică cu nimic. Deci problemele sunt multe pe raza comunei. Sacoș nu este problema numai cea legată de drum, este problema programului de funcționare al primăriei, care are 4 zile program pe săptămână. De exemplu, astăzi era zi de joi, program de audiențe cu publicul, la ora 10, de la 10 la 12, programul de audiențe a primarului, el a lipsit de la primărie. Vineri nu mai este program. Problemele sunt multe. Dumneavoastră v-ați bazat când ați organizat acest... acest meeting ca să fie să-l prindeți la primărie. Îl găsim și trebuie să ne primească. Așa era audiență, normal. E ilegal, da. Și nu era acolo. Nu ne-a mai răspuns nici la telefon. Era normal să vină în fața oamenilor care l-au votat sau nu l-au votat să stea de vorbă cu ce doresc cu oamenii ăștia. Cam câți oameni ați fost în stradă? În jur de 100 de oameni și vreo 60 de mașini. Dar cum s-a ajuns la blocarea drumului județean? Păi, după ce ne-am adunat toți în satul Liuc, ne-am deplasat toți la sediul primăriei, am văzut că am primit un refuz mare, el nu mai răspundea nici la telefon. Viceprimarul comunei iarăși a fost lipsea pe motiv de boală și nu mai aveam altă soluție decât să mergem înapoi la intersecția cu drumul comunal 154, să blocăm drumul, să tragem un semnal de alarmă autorităților județene, să intervină în problema care ne doare foarte tare, cea mai mare problemă este acest drum. Cine a venit la fața locului? La fața locului s-a deplasat domnul prefect și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Au venit, au stat cu noi în ploaie o oră jumate, ne-am dus efectiv până în satul Oliuc, de la intersecția drumului județean, au văzut și ei că drumul este impracticabil, și primarul n-a binevoit nici măcar să răspundă la telefon sau să vină. Nici l-a sunat și prefectul? L-a sunat și prefectul. L-a sunat și domnul Dogaru? Nu știu dacă l-a sunat personal, dar l-au sunat cei de la jandarmerie, cei de la poliție, șeful de post. L-au sunat mai mulți consilieri, n-a răspuns. L-au sunat oamenii de rând. De ce atitudinea asta așa... Nu știu, în mod normal trebuia să vină, el trebuia să fie primul. Știți domnul Papici, îl știți pe domnul Papici. Și nu l-a sunat și dumneavoastră. Degeaba sunt că eu l-am sunat asta iarnă de zeci de ori. Pentru ce? Pentru drumul care nu puteam să intrăm pe el, să ajungem acasă. Deci dacă nu era domnul Gabi să ne mai ajute cu utilajele să mai dezăpezească și încă câțiva de acolo de suburbia asta. O inițiativă privată care am să despotolim drumurile. Deci nu puteam să intrăm acasă, să ducem pâine la copii sau la... Nu mai vorbesc de mine, de toată lumea. Pentru că dânsul zicea tot mereu că utilajul e stricat. Dar care utilaj, nu știu. Dar există la primărie, doamnă, ar trebui să știți, domnul consilier local. Exact, doamnă să conduceți, adică consilierii locali știu că conduc primăria. Conduc localitatea. Așa scrie. S-a achiziționat un utilaj, un bur de scavator, pe banii subvenției care vin de la APIA. Dar în momentul de față e stricat, n-are cauciucuri. Deși s-a cheltuit, o sumă foarte frumoasă de bani, el nu e în stare de funcționare. Și în rest, primăria mai are un singur utilaj, un tractor, și pe zăpada care a fost în iarnă, în decembrie, cu un tractor românesc, nu se putea interveni pe drumuri. Cu un plug din ăla de scânduri, la zăpada de jumătate de metru, nu se putea face nimic. Până la urmă, am intervenit la Consiliul Județean, au venit și utilaje de la Consiliul Județean după
a treia, a patra zi de nisoare ca să despotolim comuna. Interesantă situație. În Uligu acolo aveți școală? Avem o școală, clasele 1-8. Sunt 105 sau 106 copii care merg la școală. Avem și o grădiniță. E problemă și cu microbuzul primăriei care efectuează transportul școlar, un singur microbuz care... Este al primăriei sau ce eu primit de la Consiliul Județean? De la Consiliul Județean. E un singur microbuz care aduce copiii de la Stamora, Berin, Otvești, Icloda la Saco și cei de la Unipă îi aduce la Uliuc. Și cadre didactice cu ce vin la Uliuc? Navetă cu trenul, mașini personale, toți sunt legați în general de acest drum. Da, cadre didactice sau care lucrează la școală autohtone din localitatea sunt? Cred că este doar fosta directoare a școlii, doamna... Roșanu. Da. Roșan, da. Restul toți... Numai asta în Uliuc. Da. Dar și ea mai face naveta. La Timișoara. Da. La fată. Da, e o situație grea. Interesant e doar că nu vă bagă nimeni în seamă, sau nu vă bagă primarul în seamă. La ședințele de Consiliu Local ați ridicat problema aceasta? S-au ridicat problema chiar în penultima ședință de Consiliu. Ne-a specificat că nu are bani și că e în așteptare de fonduri europene, dar măcar acum în faza fondurile europene vin după un proiect. Proiectul este făcut, este depus în momentul față pe măsura 3.2.2, dar e fără finanțare în momentul de față. Deși s-au cheltuit pentru el, este al doilea proiect după ce a fost deodată făcut pe Sapard, s-au cheltuit ceva miliarde de bani, de lei, numai pentru proiect, pentru avize, pentru autorizație de construcție. Miliarde. Să trăiască firmele care fac proiecte. Mai puțin aia care chiar au nevoie de proiecte, aia nu mai contează. Păi, acum, în momentul de față, se fac o grămadă de studii de fezabilitate, cheltuieli de proiect, de avizări, 12-13 avize, plus autorizația de construcție. Și numai după aceea poți să-l depui pentru o finanțare. Autorizația construcție tot timpul. Domnule, pe criza asta, cine și-a făcut o firmă de scriere de proiecte, trăiește cel mai bine în lumea asta. Așa este. Trăiesc cel mai bine oamenii ăștia, firmele astea. Pentru un drum s-au făcut două proiecte și drumul tot nu-i făcut. Mai trebuie unul, probabil. Da, s-au dat bani pe... Proiectele au fost achitate. Da. Desplătite proiectele. Avizele s-au scos, autorizația au fost scoasă, au expirat și autorizația construcție și... Acum trebuie să o luăm din nou. Proiect pe o altă măsură a fondurilor europene sau acum mai avem și o promisiune de la domnul prefect că încearcă să se aloce niște bani în ședința de buget de săptămâna viitoare de la Consiliul Județean pentru a face asfalt măcar până la urmă. Am văzut, nu știu dacă putem intra în legătură directă cu domnul președinte, dar răspunsul dânsului la cererea dumneavoastră a fost prompt să va încerca să de gândă, săptămâna viitoare să refacă. S-a promis că de luni se intră cu utilaje și se mai completează cu piatră spartă pentru a face cât de cât drumul practicabil în prima fază. Să le facă practicabil, dar nu e o rezolvare. Nu e rezolvare, e o rezolvare de moment. Până acum tot timpul s-a făcut. Vorba aceea, trebuie să apreciem gestul președintelui că sare în ajutor, dar trebuie făcut acolo ceva la primărie, pe fonduri europene, pe planuri naționale, să se facă drumul ăsta, domnule. Trebuie reluat din nou treaba cu proiectarea la Ministerul Dezvoltării, trebuie ajuns ca să se găsească o sursă de finanțare pentru acest drum. Am spus că nu e o problemă acum acută, e de 2-3 ani, 5 ani, 6-7 ani. Domnule, dar când la alegeri, în campanie, v-ați dus la, sau a venit domnul Colele să zină, domnule, uite, votați-mă că vă fac drumul. El vine din 4 în 4 ani, e prezent. Înaintea de ziua de alegeri este prezent. De exemplu, în satul Unip s-a băgat piatră cu o seară înainte de alegeri. Problemele sunt multe acolo, nu numai probleme de drumuri. Avem probleme, nu există un pug al comunei Sacoș-Sucesc. Pe motiv că nu există pug, nu s-au putut atribui terenuri pentru tineri căsătoriți sau pentru cazuri sociale.
avem probleme legate de mediu. Deși s-au cheltuit miliarde de lei din banii Comunității Europene pentru închiderea deponeurilor, gropilor de gunoi de pe raza comunei, acum din nou gunoi este colectat și depus la vechea groapă de gunoi al Sacoșului sau și la Uliuc. La Uliuc, lângă Timiș, se aruncă. Unde când vine... Vine apa, lea și îl duce. Probleme multe. Probleme legate că orice om care merge la primărie stă ore sau zile pentru o semnătură, pentru o adeverință simplă, care, în mod normal, în orice primărie se obține în 20 de minute, aici durează și 30 de zile. Astăzi, de exemplu, nu era nimeni în primărie să semneze o adeverință. Oamenii erau bătrâni, păi veniți... Păi și funcționarii unde erau? Păi... Zis că aveți vreo 22, unde erau? Păi erau, 22 sunt cu tot cu tractoriști, cu tot păi și cu... unde erau funcționarii? Ei erau prezenți, era secretară, erau ceilalți contabili, juriști, dar pentru o semnătură, dacă nu e nici primarul, nici viceprimarul, nu poți să obții o adeverință. Deci nu se poate ca, dacă lipsește un primar, să nu rămână cineva în urma lui să mai aibă un drept de semnătură. Deci numai domnul Killer... Numai domnul Killer are drept de semnătură, mai ales pentru certificatele fiscale, care, în mod normal, legea zice că în 48 de ore trebuie să fie eliberate. Aici, de multe ori, durează cu zilele și e o formă de constrângere a cetățenilor din comună, că dacă nu te porți frumos cu primarul, dacă nu vorbești frumos, nu mai vezi semnătură pe adeverință. Da, ilegal? Ce treabă asta? Nu e legal, dar lumea este speriată, nu toți cunosc legea. Mai sunt niște probleme acolo la Sacoș Turcesc. Cum e cu terenurile, cu pământurile? Cele mai mari probleme le avem legate de pășune. În momentul de față au rămas în jur de 872 de hectare de pășune. În urmă cu 12 ani erau 1200 și vreo 50 de hectare. Numărul de animale au crescut, s-au ajuns la 6.000 de capete de oi și 100 și vreo, din câte știu, 180 ceva de capete de bovine și pășunea este tot mai mică. S-au atribuit terenul către oameni pe toate legile funciare care au fost pe legea Lupu, legea 234. Terenul a fost pus în posesia oamenilor vândut, pășune nu mai există. Animale sunt? Animale sunt, sunt chiar foarte multe. Subvenția de la APIA care se alocă în fiecare an, nu se vede efectul banilor care vin de la Comunitatea Europeană, tot timpul se fac niște lucrări. Păi dacă pe terenurile astea, pe hectarele astea, luați bani de la APIA? Se iau niște bani de la APIA. Cât aveți, 1000 de hectare? Se iau în jur de 2 miliarde 800 de milioane. 280 de milioane. Și ce se fac cu banii ăștia? Societatea care ia Ovitimul Sacoș Turcesc, care ia banii, care încasează acești bani, plătește câte 150 de lei pentru fiecare hectar chirie către Sacoș Turcesc și societatea și primăria fac lucrări de a dat cu azot pe câmp, de frișări, de... Am înțeles. Îl avem la telefon pe domnul președinte Titu Bojin. Bună seara! Bună seara! Domnul președinte, aici în platou sunt niște oameni nemulțumiți de la Sacoșul Turcesc, în legătură cu drumul către Uliuc. Dumneavoastră ne-ați promis că... Sunt de acord și eu cu ei, domnul Iordache, și au dreptate, oamenii nemulțumirea e corectă. Da, cum s-a ajuns că această situație nu durează de azi de ieri, de vreo 12-15 ani acolo? Nu chiar de 12-15 ani. Eu zic că în ultimii 5, 6, 7 ani, haide să zicem, s-a creat această animozitate vis-a-vis de, eu știu, reticența primarului pentru ceea ce au însemnat localitățile respective, Uliuc și Unip, despre care sunt convins că ați discutat. N-am văzut, îmi cere scuze că n-am văzut discuțiile cu cei din platou înainte. Dar sunt convins că se pune problema discuției vis-a-vis de ceea ce înseamnă localitățile respective, care e adevărat, au fost marginalizate puțin de către primarul localității și care, sigur, a neglijat în totalitate sesizările și dorințele oamenilor de la Sacoș. Domnul președinte, de la Unip, Uliuc. Da, domnul președinte, spunea domnul Șinca Gabor aici că primarul Koller n-a accesat un ban, nici european, nici național.
E bine acum când împărțiți bugetul, nu puteți să le spuneți, domnule, uite, vă dăm niște bani, dar să faceți și voi drumul ăla. Noi putem condiționa, așa cum am afirmat și astăzi, și în săptămâna trecută am fost interpelat la Radio Timișoara de către un cetățean de la Sacoș, de la Uliuc. Urmează ca săptămâna viitoare să sprijinim puțin primăria Sacoș cu utilajele care sunt necesare, un greder și un cilindru compactor și câteva bascule de balastru care să le punem din partea Consiliului Județean pentru a putea îndrepta cât de cât drumul. Problema nu se rezolvă cu câteva bascule. Nu, să aveți deschidere, sunteți deschis pe această problemă, dar chiar dumneavoastră să spuneți, nu se poate rezolva, drumul ăsta trebuie făcut bine odată. Eu sunt de acord și știți că am redus total banii la întreținerea drumurilor din punct de vedere al cârpierilor și al reparațiilor de 2-3 ori pe an și tot grob sunt. Și am insistat pe ideea măririi suprafețelor asfaltate și a drumurilor reabilitate, inclusiv asfalt. Probabil că va trebui să insistăm, știți că nu avem dreptul de control asupra primăriilor, dar din banii care îi dăm acum putem să condiționăm primăria cu o parte din banii care îi alocăm noi să poată fi dirijați către acest drum. Nu se poate rezolva drumul în totalitatea lui pentru a putea fi asfaltat cu 2, 3, 4 miliarde. Suma este mult mai mare. În condiții normale, cred că poate fi întreținut cu seriozitate de moment și sigur să vedem ce înseamnă pentru anul viitor posibilitatea de a-l include în lucrările care să fie asfaltate. Și eu le-am promis că mă voi ocupa pentru noastră cu observații. Sigur că supărarea lor după atâția ani, că tot li s-au promis, este justificată, dar îi rog să mai aibă încredere și în un an de zile, 2 ani, pentru că sunt doar 6-7 luni când am plecat Consiliul Județean și sunt plicat ca să mă hazardez și să spun că va fi făcut în anul ăsta. Mai ales că, repet, este drum comunal, nu este județean și fondurile, în principiu, ar trebui să vină din fondurile comune. Am înțeles. Domnule președinte, sperăm că totuși oamenii ăștia anul ăsta, chiar dacă plouă, chiar dacă ninge, să poată veni la Sacoș, să poată veni la Timișoara. Deci eu le-am promis că vom interveni luni, în cel mai rău caz, marți dimineață, utilajele vor fi acolo. Sigur, va trebui să ne lasă și timpul puțin, că dacă va fi în continuare atmosfera și situația meteorologică care îi, o să ne glumim că o să facem numai bărți, numai gropi. Eu cred că pe săptămâna viitoare o să facem un gest și o să sprijinim primăria pentru nivelarea și compactarea drumului ca să se poată circula, că după nivelare, dacă nu-l compactăm, o să iasă suficiente petroaie și nu o să fie simplu pentru mașini. Și după aceea, sigur că vom avea o discuție foarte serioasă cu primarul comunei în ceea ce privește drumul respectiv și, repet, promit că mă voi ocupa pentru anul viitor, pentru următorii 2 ani, ca să găsim o soluție și să alocăm niște bani suplimentari și să poată să fie asfaltat drumul, că până când nu îl asfaltăm și nu va fi trasă linie ca el să fie făcut în mod normal, nu vom scăpa de grija gropilor de la drumul de la Uliuc, la Uliuc. Mă gândesc că puteți să-l chemați sau să îl invitați pe domnul primar și să vedeți, să-l ajutați, poate, dacă nu știe, să facă niște proiecte. Eu sper să nu fie doar o răutate din punct de vedere personal sau o supărare a primarului pentru drumul de la Uliuc și sper să pot să-l și convinc ca să îl sprijinim și noi și să aibă în vedere localitatea respectivă, drumul, tronsonul respectiv de drum. Domnule președinte, vă mulțumesc, auzim de bine. Și eu vă mulțumesc și salut cu respect pe colegii din platou de la Sacoș, de la Uliuc și repet, ei au dreptate, dar îi rog să mai aibă puțină răbdare și încercăm să putem să rezolvăm problema. Numai bine. Cu respect. Bun, acum deschidere din partea Creștinețean este, dar dacă e ceva de criticat, e de criticat trecutul, adică în atâți ani să nu
accesez. Eu am avut aici invitați foarte mulți primari și în campanie electorală, dar și de-a lungul mandatelor pe care ne le-au avut. Mulți s-au lăudat, dom'le, cu canalizare, cu drumuri, pe programul ăla, pe programul ăla, pe programul ăla. În momentul de față, referitor la satele Uliuc, Unipic, Loda, există un proiect pentru introducerea apei menajere, dar care nu a... contractul este semnat, dar știu că lucrările n-au început, nu este achitat proiectantul. Deci nu s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Și deși licitația s-a ținut urmă cu 2 ani sau 2 ani și ceva. Mai este o lucrare în derulare la Stamura Română Berini Otvești, în care instalația de apă este introdusă, se știe, la nivel de Consiliul Județean, nu este făcută recepția. Dar nici pe acolo nu curge deocamdată apa. Deci, din ce motive nu e recepția? Nu s-au plătit? Nu sunt făcute plățile, nu este recepționată. S-a ajuns la niște litigii cu firma care a executat lucrarea. Ce datorie are Consiliul Local Sacoș Turcesc? În momentul de față se ia un credit pentru achitarea arieraturilor în sumă de 800 de mii de roni, 8 miliarde. 800 de mii, dar ce arierate are? Există o datorie către firma NIMP pentru asfaltarea, care s-a făcut în urmă cu 4 ani la Iclota. Există niște datorii de 2 miliarde și 800 de milioane către firma Axotil pentru piatra care s-a introdus înainte de alegeri pe raza comunei și mai este o firmă cu... Adică pe raza comunei, da. Toate satele. În anul 2012 s-au cheltuit aproximativ 7 miliarde și 200 numai pe... 700 de mii. 700 mii de ron noi numai pe piatră la nivelul comunei, dar care nu se prea regăsește. Și pe drumul de la Oliuc s-au băgat în jur de vreo 5-6 bascule de piatră. Toate se întâmplă numai înainte de alegeri. 700 de mii, atâta piatră. Păi de piatra asta, de banii ăștia și cum că banii care s-au mai acum 4 ani să putea face drumul până la Oliuc. Deci către firma NIMB se plătesc acum arieratele printr-un credit luat de la trezorerie și s-au mai decontat în decembrie 2 miliarde 700 și cu banii care sunt acum aproximativ 7 miliarde 200 pentru asfaltul de la Ecloda, în comparație cu câți bani s-au cheltuit pentru pietruiri de drumuri pe raza comunei. Dar cum dracu se face, că am văzut-o, e foarte prezentă la nivelul județului firma asta NIMB, câștigă peste tot, lucrează peste tot, dar badă proastă calitate, banul la termen. Lucrările de la Ecloda, din părerea mea personală, sunt bine executate și nu sunt probleme. Sunt făcute de 4 ani. Nu au fost probleme cu ele. Și ăștia Axo Util ce au adus? Au adus pietriș. Da. Dar licitațiile s-au făcut legal aici, cinstit? Din câte știm, da. Nu au fost probleme. Nu, nu. De favorizare a unei firme sau alte. Nu. Problema a fost numai la licitația pentru introducerea apei potabile pentru satele Berin, Stamura și Otvești, la care a fost executată firma Toscaf, care a ajuns la un moment dat acum în litigiu cu primăria. Au fost, din câte mi-aduc aminte, 7 firme la licitație. Ei au fost primii care au ieșit cu cel mai bun timp de execuție, cel mai bun preț, s-au ajuns la un litigiu, la contestații, la Agenția Națională de Reglementare a Contestațiilor, în proces la tribunal, până la urmă au câștigat execuția lucrării. În momentul de față, lucrarea e făcută, a mai rămas de montat numai stația de clorinare pe un teren care trebuie să-l pună la dispoziție primăria lângă căminul de la Otvești, dar pe instalație nu curge apa. Vreau să zic, vorbim de terenuri, mi-a spus ceva interesant, cum a ajuns firma lui Iancu, echipa lui Iancu, Poli Timișoara, posesoare, proprietară pe vreo 70-80 de hectare în Sacoș? Nu, este proprietară pe aproximativ 18 hectare,
care au fost cumpărate de la o persoană fizică. De Iancu, de Poli Timișoara. Da, de Poli Timișoara. Fulgerul Bragadinu, sau cum vreau să ziceam înainte. Bun, și el a cumpărat? Este pe raza satului Undiuc, în pășunea satului, este cumpărat, a fost un cetățean pus în posesie. Dar cum a ajuns cetățeanul acela în... Pe una din legile funciare. Era localnic? Este localnic, l-a cumpărat, l-a vândut. Nu. Cetățeanul care a vândut este localnic. Corect, dar lui s-a și retrocedat? Nu știu să intru în toate amănuntele. S-au cumpărat și el de la altul. A cumpărat de la altul. După aia s-au unificat și s-au unificat, s-au pus în posesie unde trebuie. Primul care a fost pus în posesie era localnic? În general, da. Au fost localnic și au vândut dreptul de proprietate pe baza unor adeverințe, l-au vândut la alții, alții au intrat în posesie, au făcut o cerere, au intrat în posesie, le-au unificat cu ajutorul primarului, le-au înstrăinat. Acum, efectiv, pe raza satului Uliuc au mai rămas în jur de 85 de hectare de pășune. Deci, pășunea s-a diminuat foarte mult, aproape 280 de hectare de pășune au dispărut în 12 ani. Păi, au dispărut pentru că trebuia să se deie la cei care au avut pământ. Dar nu pe raza localității. Da, au mai venit adeverințe și au de alte... Au avut teren în Oltenia sau în Ardea sau în Moldova, da. și au luat statușul. O cerere, au avut sprijinul primarului, s-a aprobat punerea în posesie pe raza comunei. De comisia de la județeană, nu? Au avut nevoie și de comisia de fonduri funciare, care ei sunt de acord că vor să se termine odată cu legea funciară și... Toată lumea e mulțumită, mai puțin localnicii. Da, mânările și hoțile aici sunt. Vin cu o adeverință de la o comună din Oltenia sau din Bardeal, că nu mai are să-mi deie teren și eu am proprietate 10 hectare și găsesc înțelegerea la SACOR sau la altă comună și mi se dă 10 hectare aici. Nu oricine poate să găsească înțelegerea la actualul primar. Deci numai vreun om de-a primarului poate să găsească. Că dacă vin eu să zic că am 10 hectare și primăria din Balș să spune că așa trebuie, știți, primăria care trebuie să-ți dă o negație. După aia trebuie să cauți teren disponibil pe raza altei comune. Da, și eu i-am cedat, domnule, că-ți dăm noi. Au făcut cerere pe raza comunei Sacoș, primarul a fost de acord și așa s-a diminuat pășunea. Și așa ați ajuns ca la Sacoșul Turcesc să îl aveți pe Iancu proprietar de terenul, dar am înțeles că nu mai e... Este pus un sechestru în momentul de față de Direcția Generală a Finanțelor. E pe site, pe site-ul Ministerului de Finanțe, e pus la vânzare. Acum câte țepe o tras Iancu aici în Banat, încă una plus sau minus, nu mai contează. Asta e o problemă deja minoră. Problema este că a dispărut pășunea. Și până la urmă, obiectul de activitate... Pășunea e proprietatea comunilor, bă. Da. Obiectul activitatea oamenilor din zonă este agricultura, zootehnia. Deci proprietarii de animale plătesc impozite pentru animale și... Da. Și efectiv... Câte animale așa? Câte capete sunt pe raza comunei? Sunt 6.000 de, aproximativ 6.000 de capete de ovine și 180 de capete de bovine. Și efectiv, procentul de încasare a banilor veniți din impozite a fost de 95%. Deci aproape toată lumea și-a plătit impozitele. Acum trebuia să aibă și pășune la dispoziție. Sunt unii care nu mai au deloc. Mai pășunează pe unele terenuri private, deși plătesc impozite la primărie. Pe momentul când nu mai ai pășune, eu dacă aș avea vaci și primăria n-ar mai avea, sau localitatea n-ar mai avea pășune, aș mai plăti impozitul. Păi, sunt obligați de lege să-și plătească, numai n-au condițiile asigurate. Care mai sunt problemele în Consiliul Local, domnul Șinca? Cele mai mari probleme sunt de modul de comportare a primarului față de cetățenii comunei, probleme legate de pugul comunei, nu avem o direcție de urbanism, nu avem un arhitect angajat la nivelul comunei, pentru orice aviz de urbanism sau autorizație construcție trebuie să ne plasăm la Consiliul Județean. Sunt probleme legate de mediu. Oamenii își plătesc taxele de colectare a gunoiului și persoane fizice și cele juridice, dar în momentul de față este adunat cu un tractor al primăriei și depozitat în locuri care, în mod normal, sunt declarate închise, e deponeul de la Uliuc și de la Sacoș, pentru care s-au cheltuit o grămadă de bani să se închidă. Și noi în continuare depuneți gunoiul.
mai ales în Lauliuc, se depune... Asta este o încălcare gravă a legii Lauliuc protecției mediului. Se depune într-un loc pe malul Timișului, când vine apa mare, ia gunoiul, strebuți. Și, bun, agenția asta de mediu n-a venit afară să vadă. S-au făcut vreo două sesizări, au venit, au dat câte o amendă și au plecat. Firmele care făceau salubritate pe raza comunei Sacoș, în general, au plecat din cauza că și-au primit cu foarte mare întârziere banii din partea primăriei și din cauza lipsei de acces a drumului. Deci nu au acces pe unele străzi, nici pe străzile, pe drumul principal, care merge la Oliu-Cunip, nici pe străzile secundare. Deci dacă vine o mașină specializată de colectare a gunoiului menajer, rămâne împotmolită pe străzile laterale. Bun, dar cui se plătește? Că a spus că cetățenii plătesc gunoiul menajer. Se plătesc la primărie. Primăria încasează banii pentru taxa de gunoi, pentru impozit și pentru taxa de pompieri. Plătim și o taxă de pompieri care, an de an, se adună la nivelul comunei în jur de vreo 24.000 de lei, care se cheltuiesc pe stingătoare, pe niște lopețe, o furcă. În momentul de față, primăria nu are nicio mașină de stins incendiu, nici măcar o cisternă trasă de un tractor cu un grup electrogen să poată stinge miriștea. Dacă se nu mai o pompă de aia manuală. Nu mai există, aia trasă de cai. Dacă există vreun incendiu, apelați la Bucur-Timișoara. Da, dar până când vin pompieri pe drumul de la Oliuc, cu o mașină mică faci în jur de 40 de minute până la Onip, de la intersecția cu drumul județean. Nu mai zic de o salvare, că oamenii mor cu zilele. Da, cu salvarea e și mai grav. Dacă trebuie să nască vreo femeie acolo... A și născut. A și născut, fără doctor și... Fără doctor, vreo nimic. Cum la Oliuc și la Onip, e o comunitate destul de mare. Sunt în jur de 1200 de persoane. În 400 și vreo 80 de gospodării și suntem legați de acest drum. Interesant să trăiți aproape de Timișoara, să fiți la o aruncătură de băzi de Timișoara și să nu vă bucurați de câștigurile civilizației. Deși suntem în secolul 21, da? lumea și viața din comunitatea de la Sacoș este mult rămasă în urmă. Bun, și interesant, lucrurile nu sunt de azi de ieri. Lumea a avut încredere în liderul Coler și mergeți înainte cu el. E o problemă dacă trebuie schimbat un bec la iluminatul public. E o problemă foarte mare pe raza comunei. Deci el e probabil, după mai multe sezizări, schimbat după vreo 5-6 luni. Ecu, deci... dacă asta se mai face economie. La curent. E factura mai mică, nu arde un bec. Nu arde. Domnul Papici, spuneți, sunteți de acord cu tot ce zice domnul Gavor? Da, bineînțeles, cum să nu? Dânsul știe mai multe decât noi, că fiind consilier are și accesul la aceste acte care să poată să vadă. Dar aveți acces? Noi nu avem. Momentul de față, noi ca și consiliere a USL-ului nu avem acces la, mai ales la dosare pe partea economică, neavând noi... Cu cerere roată, domnule, ca și consiliul local trebuie să ai acces la orice hârtie din primărie. În general facem cerere pentru o anumită factură, o anumită cheltuire a banului public și o primim în 30 de zile, după lege. După 10 zile trebuie, după lege, dacă e mai grea de obținut sau... Da, în general e 30 de zile. 30 de zile, da. Am înțeles. Bun. Domnul Papici, domnul Vezure, acum ați văzut și răspunsul domnului președinte Titu Bojin, ați văzut, vă opriți din revolta noastră, așteptați să se schimbe ceva sau doriți mai mult să cereți? Noi am să insistați? Noi am cerut să se asfalteze drumul, fiindcă indiferent de câte ori o să-l repare și o să-l mai pună aici colo cât o mașină de piatră, tot nu va ține. Tot nu mai, nu are, nu știu, au băgat un fel de scormonitoare acum 2 ani, 3 ani, 4 ani când au băgat, cu un fel de freză ceva și au măcinat
le-au scormonit, au măcinat ca o moară piatra. Și piatra care au fost și aia s-o mărunțit. E mai mult nisip decât piatră. Da. De-aia nici nu mai ține. Poate să-i facă orice ce, că îl spală apa. Și în general pe drum s-a băgat numai balastru, deci cu piatră numai cheltuială, rotundă, cheltuială, văd o cheltuială inutilă. Hai că acum să-l îndrepte cât de cât să putem circula pe el, să poate să vină o mașină, o salvare, o, eu știu ce vine, de urgență. Dar asta nu e o soluție. Îți bani aruncați degeaba. În două luni de zile e la loc. Gropilez tot da, acolo. Bineînțeles. El ține în caz că nu ploaie. Deci dacă nu ploaie trei luni, trei luni e bun. După da. prima, doua, treia ploaie, deja era înapoi. Sunt multe mașini în Oliuc și unii. Sunt. Deci pe raza satului Oliuc sunt în jur de 120 de mașini. Nu toate sunt plătesc taxe și pe, deci le-au matriculate cu domiciliul la Oliuc, deci pe raza comunei, dar sunt. Sunt o grămadă de localnici care vin, au proprietăți și în Timișoara, au proprietăți și la Oliuc sau la Unip și fac naveta. Și mai e o problemă cu drumul nostru. Pe mărgini este o ridicătură de 20-30 de centimetri de pământ, de piatră, care a fugit lateral și toată apa acolo stă pe drum. Deci el, când plouă, toată apa rămâne pe drum. Nu se rigole. Nu curge, el nu se scurge apa lateral. S-au niște rigole pe margini. Nu. Nu. Niciodată nu au fost rigole acolo. Nu. Nu a fost așa ceva. Deci dacă era puțin bombat, făcut cu mijlocul... Să dai o cădere. Da, să aibă o cădere stânga-dreapta... Da, trebuie să ducă niște șanțuri apa aia. Șanțurile sunt, mai în stânga-dreapta sunt. Dar nu fuge apa, că este al pământ între șanț și drum. Ridicătură de pământ, de pe drum și de la autogreder rămasă poate, da, și... Dar, acum dacă vine o lamă, poate cu lama aia ia mai da, întâi. Poate să... Să ia din ridicătură. Se face nimic nici cu această lamă. S-a făcut anul trecut, s-a compactat și tot degeaba. După a doua ploaie, deja gropile sunt la loc. Nu, că piatra care... Și pământul fuge iară sus și iară creează... Da. Piatra spadă. Care există în drum e măruntă, nu mai ține, e mult, mai mult nisip. 70% e nisip și restul e piatră. Deci aia e problema, Baiu. La orice drum am înțeles că acum se bagă un sort de... Piatră spartă în straturi, un strat de granulație. După aceea se face. La noi acolo... S-a făcut tot timpul numai cu balastru, că balastru a fost mai ieftin, în jur de 13,5 lei tona, piatra spartă da, și de la 18-19 lei tona și tot timpul s-a mai nu făcut s-a pus economie. Peste tot. S-a pus aici, colo și dincolo. Dar... Să lea tot la rând nu s-a pus, pentru că s-a greblat și pe ăla greblatul ăla tasat, a venit ăla, l-a întins cu ei, ăsta și... Autogrederul și-a apucat aici o lopată, acolo și a trecut cu cilindrul la compactor. Da, asta pe banii primăriei, nu? Da. Primăriei. Banii aruncați sau... Da, dar chestia e că nici după ce fac această lucrare, când îndreaptă drumul, nu vine nimeni să spună, domnule, e bine sau nu-i bine. Ok, l-ai îndreptat, da, e bun, e mulțumită lumea. Firma și... X, Nim, Vaxo, nu știu care, și a banii și da. Și a banii și la revedere. Deci nu vine nimeni să spună, să vadă, domnule, stai că nu e bine. Mai totuși nu e în regulă. Mai treci odată, mai da, mai treci odată, aici mai trebuie pusă piatră, nu mai trebuie. Aici n-are loc unde să curgă apa, în caz de ploaie. Că și asta face mult, deci ploaia îl distruge. Bun, haideți să ne spuneți care mai aveți de gând acțiune împotriva primarului Coler? Deocamdată noi stăm pe lângă autoritățile județene, o să țin legătura permanent cu ele pentru a vedea rezolvarea provizorului acestui drum și finanțarea pe viitor al drumului și așteptăm ajutor. Da, din partea că primarului... Mai sunt nereguli, că acum ați enumerat câteva nereguli acolo. Ați anunțat autoritățile, ați anunțat instituțiile care răspund. S-au făcut o grămadă de sesizări, o grămadă de plângeri. Curtea de conturi. Curtea de conturi vine, pleacă, toate rămân la fel. La plângeri penale toate se termină cu neînceperea urmării penale, nimeni nu vede nimic, nimeni nu aude nimic. Și problemele rămân. Și doar să rămâneți cu necazurile. Eu și toată populația din zonă. Da, ceilalți din alte localități o duc mai bine?
Păi cel puțin au drum de acces. Cei din centrul de comună Sacul Turcesc, care au și gară, au și acces la mijloace de transport, la autobuze, au și rețea de apă, au un alt standard de viață deja. Față de noi, la Oliucu Nipu, unde nu există nimic. În 2013. Unipu măcar n-are nici măcar gară. Oamenii vin 3,4 km până în Oliuc, mulți fac și pe jos naveta până la tren. Și unii vin, se duc până la tren, să ajungă la Sacul și iau adeverință și stau la primărie o zi întreagă până pleacă trenul înapoi și de multe ori pleacă și cu problema nerezolvată. Da, o situație care în plan, să zicem, legal al afacerilor din primărie ar trebui să ia atitudine instituțiile statului. În privința asta, interesului față de cetățenii din alte localități, rămâne doar peste 4 ani, în 2016, să mai faceți ceva pentru Oliuc. Mi s-a promis de domnul prefect că o să trimit o echipă de control să verifice și pentru ziua de astăzi de ce în programul de audiență a primarului n-a fost nimeni și nici primarul, nici viceprimarul comunei. Și era program de audiență cu publicul astăzi. Îl pune absent. Îl pune absent. Îi se tai o zi din salariu. Altceva. Deci eu anul trecut am fost în audiență la domnul Bojin. Cu această chestie cu la anul, ne-am căsăturat de anul. Am fost cu 56 de familii din Uliuc și un tabel făcut. Mi-a dat un răspuns și domnul prefect a zis că ne ajută și acum iar încă un an să mai așteptăm. Deci chiar începem ca povestea cu păcală. La anul. Nu se poate, așa sunt duși oamenii ăștia de ani de zile cu vorba. La anul. Eu când am cumpărat casa acolo, tot așa am spus că imediat anul viitor se va face. Și aici e al nu știu câte ani. Da, răspunsul e de aceea legat, că domnule Mirel, domnul Inginer Gheorghe Mirel răspunde, administrarea drumurilor județene se asigură de către Consiliul Județene, iar a drumurilor de interes local de către Consiliul Local pe raza administrativ teritorială a acestora. Drumul despre care vorbim și am vorbit în această seară este al Consiliului Local. Da. Deci, da, noastră, războiul trebuie să-l purtați. Deci, noastră doriți capul lui Coler, asta este. Dacă el rezolvă, dar acum, totuși, în Consiliul Local, acolo, chiar atât de refractari să fie consilierii locali, chiar dacă-s PDL, chiar dacă-s PPDD sau ce dracu mai fi acolo, chiar așa să vă respingă orice proiect care e în interesul cetățenilor din Oliuc, domnul Șincai? În general resping. Dacă vine din partea consilierilor de la PSD, în general este respins. Și inițiativa deci, din partea... Dat, domnul Gabi, nu este vorba de PSD, USL și orice alt partid. E vorba de un interes al locuitorilor care... Băia, nu știu, poate să fie și nemți, și unguri, și orice, sau să dai vă culoare politică. Primarul trebuie să răspundă și să facă ceva pentru oamenii aia. Din partea primarului trebuie să vină inițiativa, în primul rând, că el e administratorul comunei. Dar, aici nu e pe culoare politică, deoarece pe drumul ăla trec și pedeliștii, trec și pe pedediștii, trec și useliștii, trec și liberalii, trec toți pe acolo. Nu e o chestie că dacă s-ar face drumul de la Sacoș la Oliu, că le-am face o favoare pesediștilor sau liberalilor sau cui. Se face un drum pentru toți oamenii. Așa ar fi normal și inițiativa, în primul rând, trebuie să vină din partea primarului. Pe bun, și inițiativele noastre pentru drumul ăsta văd că s-au lovit de un zid. Da, că nu există finanțare. Și nici bună voință. Domnule, la 7 km, domnule, când văd că se dau atâția bani și se înghit miliarde pentru autostrăzi care nu se fac, un drum comunal de 7 km este imposibil de făcut. Și la 15 km de Timișoara. Și la 15 km de Timișoara să ai drumuri care, vă spun, cred că nici pe vârf de munte nu întâlnești așa drum. Nu, ci drumurile de pe vârf de munte sunt asfaltate. În general și deja au apă, au rețea de apă, de canalizare. Noi suntem la șes. Nu știu, atâtea administrații de-a lungul timpului să nu rezolve o problemă simplă.
nu a fost interes. Părerea mea este că nu a fost interes din partea actualului primar, care trebuia să bată la mai multe uși până el al patrulea mandat. Bani au fost, domnul Gabor, au fost bani. Păi după ce facem... Numai că n-au fost bine împărțiți. Gestionați. Nu au fost și trebuie... Au fost cheltuiți pe prostii. Și trebuie bătut mai des pe la uși. Degeaba face un proiect dacă nu îl susții. Bun. Domnul Papi, domnul Gabor, domnul Vesure, spuneți-ne, așteptați să se facă drumul. Da, așteptăm. Dar să se facă, nu să se pietuiască din nou. Deci, așteptăm să facă, dacă se poate... drumul. Ce să vă spun eu, de când am fost copil, drumul ăsta tot de piatră l-am știut, tot vai de el. Și tot am tras speranță în fiecare an, la anul, la anul, la anul. Am, așa mâine, am mâine, mâine tot timpul. Plecăm, lăsăm lumea și tot așa va rămâne. Și rămâne pe spatele copiilor. Am copii care stau la Timișoara, spune tata, nu mai vin din cauza drumului. Își fac deci încep să nu te mai, să te părăsească și copiii și familia din cauza drumului. Și asta nu e numai la mine, asta e în general la toți, toți care stau și majoritatea sunt bătrâni și toți au copii prin Timișoara, prin alte părți, nu vin copiii la ei că nu poate să vină din cauza drumului. Deci asta este, ăsta este adevărul și aici nu știu ce să spun. Deci chiar nu știu, parcă îmi pare rău că nu știu, că trăiesc în România sau că m-am născut în România. Deci chiar suntem, nu suntem băgați în seamă, noi suntem buni atunci înainte de alegeri până au trecut alegerile. După ce au trecut alegerile, să iau, să duc să fac chefuri și lasă-i pe ăștia care ne-au votat. Bine, mulțumim. Și atât. Și restul nu ne mai bagă în seamă. Aia 4 ani de zile... Liniște. Dacă nu a venit domnul Color la Uliuc, acolo, la întâlnirea cu cetățenii, nu i-a spus, domnule, nu ai venit, dacă nu faci drumul, nu mai ai ce căuta aici. Eu personal, cum încă un cetățean al Uliucului, în legătură cu aceste terenuri pentru păscut vitele, pentru pășune. Pășunat. Domnul Color era în birou la, acolo, la, cum să vă spun eu, este o cârciumă acolo, stătea cu cineva, cu... nu știu, cum îl cheamă, că, așa, cu prieteni și ne-a zis, stai domnul un pic, mă ocup eu și de asta. Și i-a dat omului aluia, eu m-am dus că mai mult, eu i-am dat curajul omului, că nu știu ce s-a întâmplat acolo, parcă sunt robotizați, frate, când vine Coler, deci, nu știu, fug toți ca niște cărtițe. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat și... i-a dat un număr de telefon la care m-a dat telefon și că auzi, domnule, las că o să vin eu săptămâna viitoare. Și nu s-a mai rezolvat nimic. Stimați telespectatori, suntem la Timișoara, nu? Cel mai vestic oraș, celebru din toate, din foarte multe puncte de vedere, dar la aruncătură de băți de Timișoara avem drumuri ca în Evul Mediu. La Uliuc. Nimeni nu face nimica. Vorbim, filozofăm, ce nu mai spunem și ce nu mai facem să arătăm cât de evoluat suntem, dar nu suntem în stare să facem un drum. Eu vă mulțumesc pentru prezență, în afară de faptul să vă urez succes și să vă compătimesc, să spun așa, nu putem face mai mult. Poate prin această emisiune cei care trebuie să audă se vor apleca mai cu responsabilitate asupra problemei dumneavoastră. Mulțumim de invitație. Mulțumim frumos și mulțumim și domnului prefect, domnului Titu Bojin, care și anul trecut ne-a promis că anul ăsta se va face drumul. Probabil anul ăsta se va face. Se va face. Să se facă, domnilor. Vă mulțumim succes frumos. Și răbdare. Tutun, mai rău că dăunează grav sănătății. Da, răbdare fără tutun. Da. Stimați telespectatori, ați văzut o problemă din satul Uliuc, comuna Sacoșul Turcesc, o problemă nerezolvată de primarul Coler, care ar fi trebuit, mă gândesc, de atâta timp să facă un drum bun pentru cetățenii din Unip și din Uliuc. Poate în mandatul ăsta.
Dacă nu, nu știu, iară ne vom trezi cu blocaje de drum, iară ne vom trezi cu oameni nemulțumiți. La urmă, urmei, au tot dreptul acești oameni să-și ceară drepturile, să ceară un lucru, indiferent prin ce metode, autoritățile, administrația locală, județeană de atâția ani i-au uitat să nu spun că și-au bătut joc de ei. Poate acum, în ceasul al 12-lea, să nu zic al 13-lea, se vor bucura de ceea ce cer, de un drum bun, Sacu și Ducesc, Uliuc. Rămâneți pe Telegine Europa Nova, numai bine, la revedere!